Vremea caldă ne îmbie să petrecem tot mai mult timp afară. Hotelul Universitate din Cluj-Napoca vă așteaptă să vă răcoriți cu o băutură rece pe terasa amplasată pe malul lacului sau să vă relaxați la o partidă de tenis. În plus, turiștii care vor veni în perioada următoare la festivalul Untold, dar nu și-au rezervat încă un loc de cazare, trebuie să știe că hotelul mai dispune doar de câteva camere libere și le-au pregătit chiar și o ofertă festivalierilor. Clujenii care vor să se răcorească în zilele toride de vară sunt așteptați pe terasa hotelului Universitate, unde pot să se răcorească cu o băutură rece și să admire priveliștea superbă spre lacul din zonă. Pe lângă serviciile din restaurant și hotel, acum am deschis și am reutilat o terasă care se află lângă lac, deci între complexul hotelier și lac. O terasă frumoasă care este în mediul natural și oferim servicii de calitate clienților noștri. Cei care iubesc sportul pot oricând să își provoace prietenii la un meci de tenis pe unul dintre terenurile pe care hotelul le pune la dispoziția clienților săi. Avem și 5 terenuri de tenis care clujenii pot să-și petreacă timpul, să facă sport și să se simtă bine. Administratorii hotelului au pregătit și o ofertă special gândită pentru turiștii care vin la festivalul Untold din Cluj-Napoca, dar aceștia trebuie să se grăbească. Mai sunt foarte puține camere libere. Acum, pe perioada Untold-ului, mai avem câteva camere care pot să fie rezervate în perioada următoare. Chiar se desfășoară un program și am redus un pic prețurile, tot venind în sprijinul clienților noștri și să fie cât mai bine și din punct de vedere financiar pentru ei.